seara, bun găsit la Jurnal! Iată subiectele zilei. 1 aprilie aduce scumpiri în lanț. Se va majora atât prețul combustibilului, cât și cel al electricității și al gazelor. Târgu Mureșenii spun că aceste explozii de prețuri nu îi mai surprind, dar că traiul de zi cu zi le este tot mai greu, în special pensionarilor. Scumpirile atrag odată cu ele o posibilă cădere economică a țării. Nu e păcăleală, de mâine prețurile vor crește amețitor. Oamenii vor trebui să plătească mai mult, mai ales pentru gaz și electricitate. Târgu Mureșenii sunt nemulțumiți de faptul că prețurile la alimente și utilități cresc pe zi ce trece, dar salariile și pensiile lor nu se schimbă. Pentru noi foarte, foarte rea. Suntem pensionari și așa e. Fiecare an, de două ori, de trei ori, da. Să strângeți bani, să faceți economii? Nu se poate, mai discutăm problema asta, o economie. De-aia reușim să trăim de pe zi pe alta. Ce economii? Fiecare cu meseria lui. Să le scumpească, că doar trebuie și ei să trăiască. Cum vă descurcați dumneavoastră? Păi erau destul dacă suntem pensionari. Aceste probleme au fost discutate astăzi și la o conferință a democrat-liberalilor. Va ajunge la un moment dat într-o stare de insolvență, nemai reușind să facă față pieței, și știți că, din păcate, numărul firmelor care intră zilnic în insolvență crește exponențial la nivel de țară, n-am acum cifrele, dar puteți intra pe site-uri pentru a vedea acest lucru, fie, de ce nu, și nu trebuie să ne ascundem după deget, va recurge la alte metode mai puțin ortodoxe de a încasa bani de la consumatorul final. Și aici mă refer la evaziunea fiscală. Va încerca să încaseze bani, să vândă produse și servicii la negru, pentru ca să nu mai plătească taxe, pentru a reuși să supraviețuiască. Majorarea prețului la motorină și benzină va atrage și scumpiri la alimente. Majorat va fi și prețul țigărilor cu 50 de bani. Târgu Mureșenii spun că nici nu se mai pot gândi la economii, abia ce reușesc să-și plătească facturile. Urâtă treabă care ce vrea guvernul sau Ponta, pe care l-am votat și care îmi pare rău că și nu l-am votat. Pentru că nu se gândește la noi ăștia mărâți. Ce credeți despre faptul că se scumpesc gazele și electricitatea? Foarte rău, cred. Numai atâta vă. Îi mulțumim la Tăricianu că nu știe tabla mulțirii. Asta e. Păi dacă Bățescu, președinte țării, vrea să ne facă un bine, el vine numai să... El nu știe să facă decât jos Bățescu și să susmească taxele. Și să ne pună taxe prin taxe. Oamenii ăștia prea puțin să puteți sta de vorbă. Cu scumpirile astea și cu salariile din ziua de astăzi se mai poate pune problema să faceți dumneavoastră economii? Abia repar mașina când în când. Dai, dai cum să facem. PDL va demara o acțiune de distribuire a flyerelor în toate zonele județului pentru a informa toți cetățenii despre modificările care vor aduce scumpiri începând cu 1 aprilie. Cert e că scumpirile se vor simți în buzunarele tuturor. Vicepreședintele UDMR Borbei Laszlo a declarat în cadrul unei conferințe de presă că UDMR-ul nu se va lăsa cu una cu două și, ca atare, propunerile de modificare a Constituției vor fi reluate. Borbei este de părere că Curtea Constituțională și-a depășit atribuțiile în ceea ce privește analiza noii constituții. Cu toate că le-au fost refuzate deja două propuneri, udemeriștii revin în forță. Borbei a declarat că nu există lucruri care nu pot fi schimbate. O nouă propunere va fi pusă pe masa comisiei pentru a fi discutată. Noi nu avem majoritatea. Ce să spun deocamdată că e aluată. Deci nu avem majoritatea în Parlament. Avem un 6-7%, da? Deci depinde de majoritatea de 44% dacă e de acord cu orice fel de propunere și de autonomie și de altele. Vreau să vă aduc aminte, sigur știți, au fost două proiecte de lege de autonomie teritorială, da? Deci care vine și, vai, domnule, două proiecte de lege care cu mare succes au fost respinse de Parlamentul României. Propunerile vizează atât recunoașterea zonei tradiționale ca subdiviziune administrative ale regiunilor, folosirea simbolurilor minorităților naționale, cât și instituirea reprezentanților legali ai acestora. Aceste aspecte vor fi puse din nou pe masa Comisiei de Decizii. Cum veni cu un nou proiect? Suntem așa mai, cum să spun, încăpățânați. Vom veni cu un nou proiect de lege, nu știu când, care îl vom înainta, slavă Domnului, conform tuturor perceptelor democratice, și vom discuta și cu majoritatea românească, da? Deci, da, despre asta e vorba. Rămâne de văzut ce va hotărî Curtea Constituțională cu privire la noua propunere a celor de la UDMR.
La sfârșitul acestei săptămâni, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horia a primit în dotare o ambulanță-autobuz care poate transporta 18 pacienți în caz de dezastre. Kitul AmbuBus, primul din Europa, este menit să faciliteze transportarea mai multor victime. Donația făcută de First Line Technology din Statele Unite ale Americii a fost posibilă prin intermediul NATO. Reprezentanții NATO au aflat de smurt prin intermediul unui coleg din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Donația americanilor, intermediată de aceștia în valoare de $25.000, a fost posibilă pentru că în Mureș se află centrul de pregătire unde sosesc pentru instruire și oameni din afara țării. Nu este exclus ca și cei de la NATO să fie prezenți într-un viitor apropiat la centrul de training de la Târgu Mureș. Pentru noi, oricum, este un echipament de testare care rămâne nouă, dar este un echipament care ne interesează pentru că pe partea de pregătire la dezastre pentru evacuări în masă, gândirea și conceptul este extrem de cost eficient și poate chiar să luăm în analiză că astfel de sistem ar fi necesar să avem măcar astfel de sisteme în stoc ca să putem să intervenim și să evacuăm rapid zone care ar trebui să fie evacuate în caz de un pericol, de un cutremur, de orice altă urgență care poate să ne impună o evacuare în masă. Pentru ISU Horia, orice donație este binevenită atât timp cât aceste donații sunt folosite pentru oameni și în folosul oamenilor. Suntem onorați și ne bucurăm că și de această dată tot Târgu Mureșu este cel care este primul beneficiar al acestui proiect foarte important, acest kit care sper să nu trebuiască să fie niciodată folosit, dar dacă totuși va fi nevoie, el există. Și de aici de unde a plecat smurdul, de unde a pornit smurdul, iată încep să se miște lucrurile și să apară noi și noi idei. Asamblarea kitului durează maximum 20 de minute. Cu ajutorul acestuia, AmbuBus poate transporta 18 pacienți, ceea ce înseamnă o intervenție mult mai rapidă în salvarea vieților omenești și în același timp mult mai economă. Vicepreședintele First Line Technology din Statele Unite a afirmat că este impresionat de sistemul SMURD. The way it works is it's designed to use assets that you currently have, vehicles or buildings that are already here, and because there's no mechanical or moving parts to it, it is very easy to set up. It is very cost effective to maintain, and you could easily pack it up for use elsewhere. During disasters, oftentimes roadways aren't available for use, so the ability to transport an entire ambulance, or in this case 18 ambulances, in one box is very, very effective. Ideea de AmbuBus a apărut după catastrofele provocate de uraganul Katrina. Din cauza lipsei soluțiilor pentru evacuarea victimelor multiple, First Line Technology a venit cu ideea ingenioasă de a transforma autobusele în ambulanțe. Kitul este ușor de asamblat și de transportat. Nu este exclus ca în viitor o firmă din țară să creeze astfel de kituri pentru ambulanțele mari. Programul guvernamental Fructe în școli doar pe hârtie în județul Mureș. Merele gratuite care trebuiau să ajungă zilnic pe băncile elevilor din ciclul gimnazial nu au fost distribuite nici măcar o dată anul acesta. De bine se pare că sunt producătorii care nu reușesc să îndeplinească toate condițiile impuse de autorități. Mulți elevi din Mureș nu primesc merele oferite gratuit de guvern, nici măcar acum, după 3 luni de la începutul anului. Conform programului guvernamental, fiecare școlar primește un fruct pe zi. Reprezentanții Consiliului Județean Mureș se disculpă și susțin că nu au găsit până acum niciun producător care să ofere merele și să îndeplinească toate condițiile impuse de autorități. În școli trebuie să ajungă mere cu greutatea cuprinsă între 100 și 150 de grame, care să fie spălate întregi, sănătoase, fără materii străine vizibile, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Pentru a remedia problema, în data de 4 aprilie, licitația cu producătorii va fi din nou reluată. Reprezentanții Consiliului Județean au declarat că termenul limită va fi luna mai. În județul Mureș, aproape 52.000 de elevi ar trebui să beneficieze zilnic de un fruct. Odată cu noua săptămână s-au reluat lucrările de modernizare a străzilor din oraș. În această dimineață, muncitorii efectuau lucrări pentru amenajarea unei parcări și turnau un nou covor asfaltic pe strada Godeanu din cartierul Dâmbu Pietros. Proiectul de reabilitare și modernizare al străzilor din oraș decurge conform planului stabilit de municipalitate. Începem să finalizăm Godeanu 18, am început Godeanu numărul 32. În cursul acestei după amiezi finalizăm lucrarea pe Godeanu 18, iar Godeanu 32, dacă o să mergeți să vedeți, este o parcare mare pe care o finalizăm în maximum 10 zile. Primăria Târgu Mureș a demarat lucrări pe strada Godeanu în vederea soluționării problemelor legate de denivelările asfaltice, dar și pentru a suplimenta locurile de parcare cu până la 22 de spații noi. Costurile s-au ridicat la suma de 100.000 de lei noi.
Ziua Jandarmeriei Române se sărbătorește în fiecare an alături de presa mureșeană. Cu acest prilej, jandarmii au organizat din nou Cupa Presei la Tir, care s-a desfășurat în această dimineață. Jurnaliștii mureșeni au avut ocazia să pună din nou mâna pe arme și să-și dovedească abilitățile. Cine s-a descurcat cel mai bine vom afla însă abia joi la festivitatea de premiere. Reprezentanții mass media au fost invitați să participe astăzi la Cupa Presei la Tir, întrecere organizată de conducerea instituției cu prilejul aniversării Zilei Jandarmeriei, care va fi celebrată joi 3 aprilie. Competiția dintre ziariști s-a desfășurat la poligonul din Sân Georgiu de Mureș. Încă n-am făcut niciun clasament, nu pot să vă spun nimic încă, n-am văzut listele, dar după ce am văzut eu la ținte, s-ar putea să aveți rezultate bune. Este și o noutate pentru voi, pentru că ați tras cu o categorie de armament nouă introdusă în Jandarmeria Română și eu cred că trebuie să vă familiarizați în primul rând cu arma, pentru că arma, ați văzut, este un pic mai grea decât ce știați până acum și calibrul este mult mai mare, deci este de 9 mm. Evenimentul, care a devenit deja o tradiție în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș, a fost organizat cu ocazia sărbătoririi săptămâna viitoare a 164 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Jurnaliștii au avut la dispoziție aproximativ o oră, timp în care, sub atenta supraveghere a jandarmilor prezenți în incinta poligonului, au exersat tragerea la țintele din carton. Exercițiul a început doar după efectuarea unui instructaj și abia apoi a urmat tragerea propriu-zisă. Linia de ochire se ia prin aparatele de ochire. Poziția de tragere pe care o să folosim să fie cu două mâini, undeva așa. Degetul nu are ce căuta pe moșon pentru că o să vă loviți. Nu are ce căuta degetul în garea trăgaciului decât atunci când se comandă foc de tragere. La întrecere au participat aproximativ 20 de ziariști care au avut ocazia să-și arate priceperea în ceea ce privește folosirea unui pistol. Este prima oară. A fost tare interesantă experiența. Este puțin mai dificil față de cum credeam că va fi. Nu o să spun deocamdată câte puncte am realizat, dar m-am descurcat onorabil. La Cupa Presei la Jandarm, cât este a treia sau a patra participare, pentru prima dată când am tras cu acest tip de pistol, a fost interesant. Cred că voi primi premiul de pacifistul anului. Competiția a constat în executarea unei ședințe de tragere cu pistoale fabricate în Israel la o distanță de 15 metri în ținte piept cu cercuri. Joi, cei mai buni trăgători vor primi drept recompensă diplome. Au apărut noi detalii în cazul avionului avariat săptămâna trecută pe aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Se pare că aparatul de zbor a fost acroșat cu o scară mobilă în timpul operațiunilor specifice de servirii aeronavelor, motiv pentru care s-a dispus atunci reținerea acestuia la sol. După aproximativ o oră, pasagerii au fost preluați de o altă navă și conduși în siguranță la destinație.
Săptămâna trecută, un avion al companiei Low Cost Wizz Air a fost țintuit la sol după ce angajații aeroportului internațional Transilvania au lovit fuzelajul aparatului de zbor cu o scară mobilă. În momentul incidentului, în aeronavă nu se aflau nici pasageri și nici personal de zbor. Compania a pus la dispoziție pasagerilor un alt avion care a decolat spre Londra o oră mai târziu. Pasagerii au ajuns în siguranță la destinație. Atunci, conducerea aeroportului Transilvania a declarat că incidentul a fost unul minor, dar nu s-a făcut publică cauza exactă a defecțiunii. Atât autoritățile, cât și Wizz Air, care deține aeronava avariată, se feresc să dea o estimare a pagubelor produse. Nimeni nu știe însă valoarea pagubelor înregistrate și cine le va suporta. Directorul aeroportului a declarat pentru săptămânalul Punctul că aeroportul Transilvania Târgu Mureș are o poliță de asigurare care ar trebui să acopere cel puțin teoretic pagubele produse. Nu se știe însă nimic despre valoarea acestora, care ar putea fi de ordinul zecilor de mii de euro și care, dacă nu vor fi acoperite de poliță, vor fi plătite din bani publici, mai apare în punctul.ro. La aeroportul internațional Transilvania s-a demarat o anchetă internă și se va stabili vinovatul. Urmează informațiile din sport. ASEA revine în forță. Cel puțin asta au arătat roșalbaștrii la sfârșitul săptămânii. Jucătorii lui Falub i-au învins cu 4-1 pe cei de la CS Mioveni. În finala pentru calificarea în play-off, târgu mureșenii și-au arătat colții marcând 4 goluri în defavoarea celor de la CS Mioveni. Debutul lui Adrian Falub pe banca tehnică în calitate de antrenor a adus noroc roșalbaștrilor. Din această partidă au ieșit accidentați Endoie și Tomozei. Golurile echipei mureșene au fost marcate de Huiban, Tomozei și Verdeș. ASEA speră la o victorie și în etapa a doua, care se va desfășura în deplasare cu Gloria Bistrița. Iată și prognoza meteo. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Dacă aveți sugestii și reclamații, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@tv.ro. O seară frumoasă tuturor! La revedere! Din respect pentru părul tău. Salon Diamond Hair.